Natura și îndeosebi munții constituie pentru sufletele sensibile și pentru mințile dornice de cunoaștere o chemare greu de stăpânit. Astăzi încercăm, cu ajutorul videocamerei, un echivalent mai performant al ochiului omenesc, să aruncăm o privire într-o lume foarte puțin cunoscută, cea a unor plante inferioare specifice înălțimilor, lichenii. Lichenii sunt organisme simbionte, a căror complexitate este rezultatul conviețuirii permanente între unele ciuperci și anumite alge verzi sau albastre. Ciuperca, micobiontul, înconjoară cu hifele ei, în desenul nostru ca niște mici crenguțe, celulele algei, ficobiontul, figurate ca șiruri de mărgele, formându-se astfel un organism cu totul nou, atât din punct de vedere morfologic și fiziologic, cât și din punct de vedere ecologic. Deși grupul a fost intens cercetat, schimburile de substanțe dintre cei doi simbionți și raporturile dintre ele rămân încă neclarificate. Existența lichenilor și succesul lor ecologic arată însă că relația algă-ciupercă este profitabilă și ambii asociați sunt interesați în menținerea și consolidarea ei. Oricare ar fi însă raportul lor, rezultatul este un organism nou, unitar, cu caractere morfofiziologice noi, care nu apar la partenerii separați. În general, lichenii sunt plante de talie mică, dar pot fi întâlnite și taluri mari de peste un metru lungime. După conformația lor externă, lichenii pot fi repartizați în patru tipuri morfologice: gelatinos, crustos, foliaceu și fruticulos. Noi am filmat pentru a vă da prilejul să le admirați gingășia și grația neașteptată, o colonie de licheni fruticuloși, aparținând genului Cladonia. Acest gen prezintă un corp cu morfologie particulară, talul dimorf. Talul primar, stratul bazal, se dezvoltă în contact cu substratul și este squamos folios, iar talul secundar este reprezentat prin podețion, aceste grațioase piciorușe columnare, pline sau tubulare, ce poartă în partea superioară mici cupe, în fapt, ascele cu spori, forma de înmulțire a lichenului. Datorită particularităților lor metabolice, lichenii sunt foarte răspândiți în natură, ei putând fi întâlniți pretutindeni de la polul nord până la polul sud, în toate zonele climatice și de la nivelul mării până pe cele mai semețe creste muntoase, acolo unde alte grupe de plante nu pot supraviețui. Ei rezistă atât la temperaturi ridicate, plus 100 de grade Celsius, cât și scăzute, minus 20 de grade Celsius sau chiar minus 75 de grade Celsius, ca și în condiții de secetă îndelungată, până la 3 ani, fără a-și pierde vitalitatea. Rezistența lichenilor la uscăciune se explică prin puterea mare de absorpție a apei de către ciuperca lichenică. Odată cu apa, sunt absorbite și substanțele nutritive dizolvate. Sinteza substanțelor organice, în special a proteinelor, se face foarte lent, chiar în condiții optime de viață. Ca urmare, creșterea organismului este extrem de înceată. Unii licheni crustoși cresc cu câțiva milimetri pe an, iar cei cu tal foliaceu și fruticulos cu circa 3 cm pe an. În acord cu intensitatea proceselor metabolice este longevitatea lor. S-a constatat că unii licheni pot atinge impresionanta vârstă de 4500 de ani, vârstă pe care numai arborii mamuți, Sequoia gigantea, o mai pot egala. Prin varietatea formelor, culorilor, compoziției și prin numeroasele substanțe chimice pe care le generează în cadrul proceselor metabolice, lichenii sunt utilizați ca materie primă valoroasă în diferite ramuri industriale, farmaceutică, alimentară, chimică, în medicină și altele. Lichenii sunt foarte sensibili la poluanții atmosferici, fiind indicatori de puritate atmosferică foarte importanți.
Dar, dincolo de toate acestea, sau poate chiar înainte de toate, lichenii au un important rol ecologic, fiind considerați adevărați pionieri ai vegetației, deoarece ei se instalează primii în medii improprii vieții, cum sunt crăpăturile din stânci, trunchiurile uscate, suprafețele deșertice, formând un strat subțire de sol pe care ulterior se vor instala forme mai complexe de viață, mai întâi mușchii și apoi, încet încet, o întreagă lume vegetală ce constituie în final unica sursă de existență pentru toate viețuitoarele Pământului.